Partidele politice sunt pregătite de alegeri parlamentare anticipate. Unele formațiuni cred că acest scrutin va aduce în Parlament deputați onești și responsabili, dar în același timp speră ca alegerile să fie desfășurate liber și corect. De altă parte, alți actori politici spun că alegerile sunt inevitabile, doar nu în actuala situație politică. Reacțiile vin după ce miercuri șeful statului, Maia Sandu, a semnat decretul de dizolvare a legislativului la câteva minute după ce Curtea Constituțională a anulat hotărârea Parlamentului privind instituirea stării de urgență. Într-o postare pe Facebook, liderul pro-Moldova Andrian Candu a scris că formațiunea s-a luat act de decizia președintelui Maia Sandu de a dizolva legislativul și de a organiza alegeri anticipate în data de 11 iulie. El mai precizează că această situație este rezultatul irresponsabilității și incompetenței guvernărilor din ultimii 2 ani. Într-un comunicat de presă, PDM menționează că țara noastră intră în anticipate cu grave probleme. Formațiunea susține că în alegerile parlamentare anticipate, PDM va promova soluții pentru a ajuta oamenii și va încerca să consolideze electoratul care s-a săturat de show-uri politice. În același timp, democrații spun că își doresc ca țara să fie guvernată de politicieni responsabili, eficienți și profesioniști. Deputatul PAS Radu Marian menționează că în data de 11 iulie oamenii vor avea ocazia să aleagă un alt fel de parlament, un legislativ cu cel puțin 51 de deputați responsabili, onești, care să lucreze pentru țară. Parlamentarul mai spune că alegerile sunt necesare pentru eradicarea corupției și a sărăciei. Și platforma DA afirmă că este pregătită pentru alegeri parlamentare anticipate. Rămâne la discreția președintelui instituțional să decidă cu privire la această dată în condițiile actuale a dizolvării Parlamentului în aceste condiții. Noi suntem un partid pregătit pentru alegerile anticipate, am militat în permanență pentru alegeri anticipate. După ședința fracțiunii, președintele PSRM Igor Dodon a menționat că alegerile parlamentare au fost inevitabile din mai multe motive, însă ar fi trebuit să le amânăm din cauza pandemiei. El crede că scrutinul ar trebui să aibă loc la toamnă, atunci când numărul de infectări ar fi fost deja în scădere. Partidul Șor și Platforma Parlamentară pentru Moldova a menționat că au optat pentru învestirea unui guvern, chiar dacă, din punct de vedere politic, alegerile anticipate îi avantajează. Miercuri, șeful statului Maia Sandu a anunțat că a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului. Asta după ce Curtea Constituțională a anulat starea de urgență. Potrivit oficialului, alegerile parlamentare anticipate vor avea loc în data de 11 iulie. Sandu a cerut guvernului să identifice sursele de finanțare ale scrutinului și să organizeze desfășurarea corespunzătoare a alegerilor.